M-am identificat cu această cântare a corului și am considerat că am spus lui Dumnezeu: Doamne, mă simt bine lângă Tine, sunt fericit, n-am nicio teamă. Am căutat să nu fie doar o simplă cântare pe care am ascultat-o de multe ori în viața mea, ci aș căuta să fie un înscris pe care îl semnez și îl trimit lui Dumnezeu în seara aceasta și spun în public aici că, într-adevăr, lângă El am putut să găsesc ceea ce nimeni și nimic pe pământ n-ar fi putut să-mi ofere niciodată. Și tot lângă El am găsit ceea ce n-aș putea să schimb pe nimic sub ceruri. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Mă bucur. Atunci, Domnul să primească mărturia noastră în această seară. Am învățat ceva superb, chiar aici în cămăruță, până să vin. Cum se zice în ungurește, bine ai venit? Se zice, Isten hozut. Asta însemnând, Dumnezeu te-a adus. Asta, ei nu zic, bine ai venit. Că poate n-ai venit bine săracul de tine. Dar e important că te-a adus Dumnezeu. Și expresia aceasta cred că se potrivește nouă în această seară, fiecăruia în parte. Din nou, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu și să consider că nu este o pură întâmplare, ci este o parte din ceea ce a scris El în cartea Lui în dreptul fiecăruia dintre noi. Pentru multe lucruri sau în dreptul lor punem eticheta asta de rutină, știți, e vineri seara venim, e sâmbătă dimineața la fel sau așa mai departe. Dar în cartea lui Dumnezeu nu există rutină, nu există obicei, nu există tradiție, există providență. Ea este aceea care dă rost și dă putere și dă sens vieții și evenimentelor ei cu care ne confruntăm noi. Îmi dați voie să mă bucur când vă revăd fețele și chiar cu riscul de a supăra pe cineva, aș vrea să vă spun că eu continui să mă simt acasă aici. Și dacă o să mai treacă mult timp, nu cred că am să mă îndrept în privința asta. Am stat de vorbă săptămâna trecută cu o bătrână din Maramureș. Și îmi spunea ce o mai doare și cum o mai doare. Și după aceea, încercând eu să o consolez, imediat deviază discuția și îmi povestește de soțul ei. Vai ce om a fost! Vai ce om a fost soțul meu! Tot satul, toată lumea de aici știe ce om a fost soțul meu. Frate, a murit acum 36 de ani, dar știi ce? Parcă e acum lângă mine, zici că e chiar acum lângă mine, după 36 de ani. Și o doamnă din Germania care a auzit povestea mi-a scris, zice, aceasta este adevărata iubire. Ea nu ruginește, nu se uzează, fie că stă sub apă, în ploaie, păstrată într-o casetă sau pierdută într-un câmp. Ea nu-și pierde niciodată valoarea și nu-și schimbă niciodată natura. Și mă iertați dacă împărtășesc acest simțământ în seara aceasta. Am mers pe jos pe aici prin parcare și am revăzut un loc acolo. Astăzi discutam cu doctorul dentist care m-a tratat și spuneam, zic, știi ce mi s-a întâmplat când turnam parcarea la biserică? Din neglijență am pierdut o mănușă din asta de cauciuc și i-am întrebat pe băieți, măi, care ați luat mănușa, care știți de mănuși, știe nimeni de ea, măi, tot o găsesc până la urmă. Dar n-am mai găsit-o, s-a turnat toată parcarea asta, o grămadă de mașini de beton și vine fratele Liviu Iancu într-un timp în două mașini și îmi zice, uite, dă o gaură în beton aici ca să punem un stâlp pentru o plasă de volei. Am dat o gaură rotundă în beton și ce credeți că am găsit acolo? Și am revăzut locul ăsta acolo, e chiar în partea aceasta. Seara aceasta aș vrea să rămână ceva de acest fel, adică să ne dea Domnul ceva de care să ne aducem aminte, să nu fie o simplă rutină. O să mergem într-un pasaj din Scriptură unde noi am mai fost, dar Dumnezeu poate să-l facă proaspăt și viu și nou ca și când l-am văzut prima dată în viața noastră. Vedeți cum sunt lucrurile lumii?
drogurile, sexul, beția, puterea, banii, toate aceste lucruri produc o senzație puternică inițial. După aceea, dependentul sau victima acestor lucruri încearcă mereu și mereu să reediteze senzația aceea de la început. Nu mai este. Și moare crescând doza tot mai mult în speranța că va mai trăi odată șocul ăla nebun cu care a început căderea lui. Dar nu se reeditează așa ceva. Pe când priviți diferența extraordinară a lucrurilor duhovnicești, ele îți mișcă sufletul odată foarte puternic. Și după un timp te reîntâlnești cu ele și îți mișcă sufletul și mai puternic. Același lucru. Nu numai că nu-și pierde din putere, dar crește și se umple de noi sensuri. Ai citit într-un loc de mai multe ori și după aceea zici, știu, pasajul ăsta știu. Când îl citești din nou, nici n-am observat treaba asta. Uite, era aici. O nouă comoară ascunsă se ridică la suprafață. E cuvântul viu al lui Dumnezeu. Este râul vieții care curge din inspirația Duhului Sfânt și care va rămâne cu noi pentru totdeauna. Niciodată nu vom fi plictisiți. O să vă uita cineva, ce să faci atâta timp în veșnicie? Păi zice, ce, crezi că ești paznic din ăsta de noapte să te plictisești în veșnicie? Dar aici ne plictisim că avem rutina asta, care, dar știi ce va însemna veșnicia? Este o explozie de noutate. Este ceva proaspăt, viu, care pulsează continuu. Parcă pur și simplu simți că nici veșnicia nu-i de ajuns pentru anumite lucruri, cum ar fi, spre exemplu, să lăudăm pe Dumnezeu. Ce frumoasă a fost cântarea aceea, cu apa mării de am înscrie iubirea lui pe cer întins, și orice om de-ar vrea să fie un scrib pe al slavei necuprins. Și cum spune acolo, până la urmă mările ar seca, dar noi nu am reușit să spunem de ajuns despre iubirea lui Dumnezeu. Suntem în capitolul 2 din Epistola către Galateni a Apostolului Pavel. Și aș dori să rămânem câteva lucruri, asupra câtorva lucruri care au menirea să facă din noi, pe de o parte, oameni treji și vii, pe de altă parte, niște veghetori, atenți. Pentru că, între alte virtuți, între ghilimele, ale păcatului, este și acela al surprizei. Te ia prin surprindere. Și când te-a luat prin surprindere, te-ai dezechilibrat și ai căzut. Dar Duhul lui Dumnezeu te poate face veghetor și poate să-ți ajute să gândești ca la șah, cu câteva mutări în față. Și pur și simplu să simți din ce direcție va ataca vrăjmașul și să fii pregătit. Când a venit Chifa în Antiohia, Chifa fiind Petru, i-am stat împotrivă, în față, pentru că era de condamnat, era de osândit. Dar de ce să-l osândești tu, Pavele, când Iisus nu l-a osândit? Ai văzut ce a făcut Petru? Noi suntem mult mai credincioși ca el, niciunul dintre noi nu am înjurat de Dumnezeu ca să convingem lumea că nu suntem creștini. Nu ne-am blestemat, nu ne-am încercat să ne asemănăm cu vorbele lumii ca să-i convingem că nu suntem creștini, dar el a făcut treaba asta. Și ați observat cu câtă delicateță a trecut cu vederea Domnului Hristos această situație, niciodată nu o menționează. Nu știu care ați văzut prezentarea de la Miami de acum vreo două sabate, am avut un mic video acolo, era cu Dem Rădulescu când cedează el un loc în autobuz cuiva. Unii ați văzut treaba asta cu autobuzul. Așa, și după ce îi cedează locul persoanei respective, îi aduce aminte de vreo 25 de ori că i-a dat locul. Și până la urmă, persoana se ridică și leapădă și loc și du-te cu autobuzul tău și cu tot, nu-i mai trebuie nimic. Domnul nu numai că nu, repetă, dar nu-i aduce aminte niciodată. Vine o situație însă în care un altul, și anume Pavel, care venea dintr-o viață de crimă mult mai gravă decât a lui Petru. Petru a zis niște vorbe într-o împrejurare ca aceea. Pavel a făcut niște fapte care au dus la terorizarea bisericii până acolo, că Biblia scrie
sufla amenințare omul acesta și cineva este așa de șocat de mesajul unui înger cu privire la el încât spune, cred că n-ai înțeles bine, adică cred că nu știi cine e omul ăsta, te-a înșelat pur și simplu. Nu-ți dai seama cine este și îngerul spune, eu știu cine este. Domnul însuși spune, eu știu cine este, tu nu știi cine este. Acest om care era încărcat practic cu sângele multor martiri, vine acum și îl mustră pe cel pe care nu l-a mustrat Domnul Hristos. Cum vă explicați acest lucru? Să fie oare două lucruri de o natură diferită aici, să avem de-a face cu două lucruri de o natură diferită. E aceeași greșeală, vreau să spun. Petru a fost primit de Domnul Hristos, a fost învăluit în iertare, în încurajare, l-a recapturat pentru credință și pentru lucrare și acum îl considerăm, nu, odată ce te-a iertat Dumnezeu însemnează că deja ești a intrat în lumea îngerilor. Nu, s-ar putea să cazi în nas exact acolo unde ai fost iertat. De ce? Care a fost păcatul lui, al lui Petru? Nu întrebăm, nu discutăm cauzele lui. Dar încercați să-l definiți pe românește. Păcatul lui, la focul acela noaptea, în relația lui cu Iisus, care a fost păcatul lui? Trădare. Dar cum ați zice pe românește? Haideți să nu chiar dramatizăm așa. Știți care a fost păcatul lui? S-a făcut că nu-l cunoaște pe Iisus. Te faci că nu mă cunoști. Ați auzit de expresia asta, nu? S-a făcut că nu-l cunoaște pentru că el știa că-l cunoaște. Dar s-a făcut că nu-l cunoaște. Și Domnul l-a învăluit în iertarea lui, bazat pe ce? Nu pe o slăbiciune a lui Dumnezeu, ci bazat pe faptul că Domnul îi cunoștea motivele pentru care a făcut ce a făcut. Și Dumnezeu judecă nu ce face un om, ci din ce cauză, cum a ajuns un om acolo, care este, ce l-a dus pe un om acolo. Și este o diferență enormă între aceleași fapte comise de persoane diferite sau de aceeași persoană în situații diferite. Este o diferență enormă între aceeași. Este una când cineva a furat, cum a fost la New York, a furat pâine să fugă să ducă la copii, până la urmă a prins-o poliția, a târât-o acolo să-i dea închisoare și judecătorul a poruncit tuturor avocaților din plen de acolo să scoată bani din buzunar și să plătească amenda femeii acesteia, că voi nu trebuia să duceți țara în sapă de lemn în halul ăsta încât o femeie să ajungă să fure pâine să ducă acasă. E diferență între cineva care, zice în proverbe, hoțul care a furat să-și potolească foamea și hoțul care fură pentru că e cleptoman și place să fure sau este pătimaș în privință. E diferență mare. E diferență mare între cineva care a fost scos din zăpadă și de groaza aceea a înfipt umbrela în gâtul câinelui care l-a scos din zăpadă și l-a omorât pe câine, sau sportivul acela care lua câini și putea să se bată între ei și filma și avea plăcere văzând cum curgea sângele. E diferență. Este diferență chiar în viața ta proprie când faci aceeași greșeală, odată cu o motivație și altă dată cu o altă motivație, Dumnezeu va discrimina și va deosebi între aceste două lucruri. Prima dată, Domnul nu judecă pe omul acesta care de frica morții, greșit înțeles. Acum suntem și mari filozofi până când om ajunge în bocancii lui și atunci să mai vorbim puțin de el. Dar orice ar fi la mijloc, în spatele lucrurilor era dorința lui de a supraviețui cu orice chip. Nu știu, nu cunosc, n-am văzut. L-am întâlnit pe gardianul cu care am petrecut timpul în închisoare și care a avusese o misiune specială în dreptul meu. L-am vizitat după mult timp și a fost informat că a venit o delegație româno-americană, că așa era. Eram împreună cu cineva de aici din Statele Unite. Lucram la Uniunea Română atunci la Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. A fost informat că vin din partea Serviciului Umanitar pentru Penitenciare și că și-a fost informat de însuși comandantul penitenciarilor pe România. Domnul general a sunat acolo și a spus ajutantul Andrei să fie prezent acolo în persoană.
Și bineînțeles, imediat cum îți auzi numele, începe să se deruleze trecutul tău cu o viteză extraordinară și te gândești care dintre situațiile acelea ar fi pe rol. Și după ce am avut un timp de protocol cu conducerea închisorii, prietenul meu american îl întreabă pe comandant, bine, unde este domnul Andrei? Am vrea să-l vedem pe domnul Andrei. Din motivul ăsta venise acolo și vrea să-l fotografieze, de fapt, și vrea să scrie un articol într-o revistă. Și comandantul spune, oh, da, zice, ajutantul Andrei este aici. Andrei! Și când a strigat, o ușă laterală ca aceasta se deschide și omul acela înalt și fioros, care când striga pe holul închisorii, când cineva putea să fie pe moarte și striga, unul bătea în ușă și zicea, camera 8 sau camera 7, să-l scoată afară. Și neștiind cine e de gardă pe hol, și era tocmai dânsul de gardă, și dânsul spunea, ce vrei? Și când spunea cuvântul ăsta, nu mai vrea nimic omul, lasă-mă să mor, nu trebuie, rămâne acolo. Același om intră prin ușa laterală, noi suntem acolo la masă, și cum intră, ia poziția de drept și se uită undeva în tavan, nu se uită la noi. Se uită undeva sus. M-am ridicat, îi pregătisem o Biblie în limba română, îmbrăcată în piele albă, și am imprimat numele dumnealui pe Biblia aceea. Și mă apropii de el și spun, domnul Andrei, mă cunoașteți? Și înainte să sfârșesc, frate, spune, nu! Și m-am dat puțin mai aproape. Și am zis, domnul Andrei, sunt Nicu Butoi. Am fost încarcerat aici, ați fost prietenul meu. Sunteți omul care m-ați ajutat. A lăsat ochii în jos, ești adventist? Și am spus, da, te cunosc. Și au urmat lacrimi și îmbrățișări. Dar prima dată ai zbucnit, nici măcar nu știu. Nu cunosc pe nimeni. Domnul a văzut motivul lui Petru întâia oară. De aceea nu există nicio mustrare scrisă din partea Domnului. Noi oamenii nu avem această capacitate. Suntem așa de răi și încărcați cu așa munți de păcate în faptul că noi am judecat pe oameni tot timpul. Că a făcut așa, că a zis așa, am dat verdicte, am dat sentințe, am condamnat oameni, dacă era în puterea noastră, i-am fi executat. Și ce greșiți am putut să fim în atâtea și atâtea lucruri. Ce diferit a fost ce s-a întâmplat de ceea ce ne-am imaginat noi că s-a întâmplat sau în setea noastră după răutate am fi dorit să fi fost acela adevărul, chiar dacă ni s-ar fi demonstrat vreodată că e altfel, nu rămâne tot așa cum am spus eu. Cu cât de multe păcate ne-am încărcat în dreptul multor oameni. Chiar în dreptul unor lucruri care au fost așa de evidente. Ce vrei probă mai clară decât aceasta? Ai văzut, ai auzit, asta este adevărul. De știu eu, dacă o fi acesta adevărul, adevărul este o persoană. Pot să spun că aceasta este aparența. Se pare că... Dar ca să spun că acesta e adevărul, semnează că mă așez pe scaunul lui Dumnezeu și rostesc o sentință pe care numai Dumnezeu o poate spune. Numai că în cazul acesta, Pavel spune, cred că am și eu Duhul Sfânt. Am și eu Duhul lui Dumnezeu. Și dacă mă ridic și îl mustru pe omul acesta în public, semnează că știu ceva. Diferă cu ceva al doilea păcat de primul. Primul a fost, s-a făcut că nu cunoaște pe Iisus. El avea darul ăsta nenorocit. De a se face că nu cunoaște pe cineva într-o situație de criză, se face că nu te cunoaște. Probabil că ați văzut astfel de oameni. Se face că nu te cunoaște imediat. Ia pe nu în brațe sau... Depinde. El avea patima asta, el se făcea că nu te cunoaște. Și uitați-vă ce se întâmplă acum. Mănâncă la masă aici în Antiohia cu neamurile. Totul merge bine. Bucurie mare, salutări, încurajări pentru frații dintre neamuri în special și încearcă să le ridice... imaginea de sine și respectul lor și încrederea lor că Dumnezeu i-a altoit în pomul lui Israel, în măslinul lui Israel și face eforturi de apostol ca să ridice pe oameni. Până odată apar niște frați din partida lui Iacov. Când au apărut frații aceștia, Petru recade în aceeași patimă care l-a dus pe el să tăgăduiască pe Iisus. Patima lui era a se face că nu te cunoaște. Ce a făcut el imediat când i-a văzut pe cei de la Iacov? S-a făcut că nu-i cunoaște. Imediat! El știe unde fuge. El știe cum să se apă. Imediat, s-a făcut că nu-i cunoaște. S-a sculat de la masă repede, s-a șters. N-a mâncat în viața lui cu neamurile. Și stă cu minte acolo.
Acum Pavel se ridică și spune, știi ce, frate? Nu e bine. Sună foarte rău, arată foarte rău. Dacă aceasta este temelia bisericii creștine pe care este zidită această biserică, dacă fățărnicia este temelia bisericii, nu o să ajungem departe. Vreau să vă întreb ceva. Păcatul, al doilea păcat al lui este același cu primul, nu e nicio mare diferență. S-a făcut că nu-i cunoaște pe oameni. Ce credeți, dacă Iisus în persoană era acum aici, ar fi fost vreo diferență între prima dată când a discutat Iisus despre acest păcat și a doua oară când ar fi văzut Iisus și ar fi discutat Iisus cu el despre același păcat? Credeți că era vreo diferență? În mod sigur. În mod sigur. În timp ce la baza primului păcat a fost acest instinct primitiv al conservării vieții, cumva să scap cu viață cu orice preț, e în fiecare dintre noi treaba asta. Îmi povestea o doamnă inginer, zice, la cutremurul din 82 sau când a fost, după 77, și zice, spunea dânsa, ce eram în casă aici, eram cu soțul, în casă, dânsul e dentist, eram în casă și... ne uitam la televizor și odată a început casa să se miște cu noi și eu am fost mai lângă ușă, el a fost pe canapea, la capătul celălalt. Eu am fost chiar lângă ușă, eram aproape din... Când a început să se miște casa, am început să țipăm toți în casă, eu am deschis și așa am ieșit afară. El se repede după canapea aia ca o fiară sălbatică, înfige mâna în mine în curte, mă trage în casă înapoi și după aceea iese el întâi și după aceea ies și eu după el. Dar eu eram în curte deja, eu ajunsesem în curte, dar el m-a dat. Și mi-a zis, ce ai făcut, mă? Nu știu nimic, a zis omul. E instinctul prin care... Asta a fost prima dată la Petru. Dar a doua oară? Ce era a doua oară la baza căderii lui? Ce era a doua oară? Am citit săptămâna trecută. Zice, nu te uita unde ai căzut. Nu e important. Uită-te unde ai alunecat. Pentru că ai căzut fiindcă ai alunecat. Sau te-ai împiedicat. Dacă te uiți unde ai căzut și nu te uiți unde ai alunecat, adică nu te uiți la originea căderii tale, bineînțeles că a doua oară vei ajunge acolo și ai să cazi. Și mai rău și mai jos. Uită-te unde ai alunecat. Ce era acum la baza celei de-a doua cădere a lui Petru? Cine poate să-mi spună? Vă rog să urmăriți pasajul din Biblie, pentru că avem răspunsul acolo. Să rămânem în... Care era a doua oară problema lui? Așa. Mulțumesc frumos. A doua oară era fățărnicia. Prima dată a fost salvarea vieții. A doua oară era fățărnicia. Ce vroia el să salveze a doua oară? Prestigiul lui. Și acela era prestigiu? Acela era prestigiu când tu umbli cu o caua mică și te prinde cuza? Ce vroia Petru să salveze cu orice preț atunci? Masca. Masca. Aparența. Când era cu Iacov, el își punea mască de om de al lui Iacov, care nu mănâncă cu neamurile, care stă, aoleo, separat. Când era cu neamurile, scotea masca asta și o punea în servietă, că de-aia o avea cu el, sau cred că avea backpack de ăsta, rucsac, și scotea masca cealaltă pe care o punea cu neamurile, știți? Apărea că îi încurajează pe oameni și îi atrage la credință. El vroia să-și salveze masca. De ce nu mai mănânci, frate? Îl întreabă Pavel, ai ceva la stomac? Ai vreo stomach flu, ceva? Vreo gripă la stomac? S-a întâmplat ceva? De ce nu mai mănânci? Dintr-o dată, așa. Ți s-a tăiat pofta mâncării. Am văzut că erai foarte curajos când ai început să mănânci, dar ți s-a tăiat pofta mâncării chiar așa, pe loc. De ce nu mai mănânci? Păi, e păcat să mâncăm cu neamurile. Oh! Dar până acum n-ai spus treaba asta. De când ai aflat că e păcat să mâncăm cu neamurile? Ai știut în tot timpul ăsta cât am mâncat? Ai mâncat așa cu conștiința încărcată în tot timpul ăsta? Nu. Păi da, de ce ai sărit de la masă? Știi care e treaba? Cei de la Iacov mă consideră și mă cred că sunt de al lor. Și aș vrea să nu pierd această
aparentă poziție pe care o am, știi? Bine, dar și frații ăștia te consideră că ești de-al lor. Și acum s-au pomenit bieții de ei că li s-a răcit ciorba în farfurie când au văzut ce ai făcut dintr-o dată. Care este problema? E păcat să mâncăm cu neamurile sau nu? E păcat, zice Petru, eu nu mai mănânc. Oh! Deci să mănânci cu neamurile este păcat, dar să te prefaci ca satana nu este păcat? Acela nu. Sunt păcate între noi care au fost demonizate. Tutunul, alcoolul, curvia, în principal acestea trei sunt. Astea au fost demonizate teribil. Dacă se aude că cineva a făcut așa ceva, dacă vine unul aici la adunare mirosind de alcool, spre exemplu, cum mirosea mie cineva permanent când venea aici, și am știut, fără să-i pun fiola, nu, am știut că este așa. Dar dacă s-ar întâmpla să miroase pe lângă cineva pe aici, nu vă spun ce agitație ar ajunge, dacă omul ar sta în spate până la sfârșitul predicii, ar ajunge valul până în față aici, informația, s-ar ști până aici că cineva miroase alcool etilic acolo în spate. Dar nu se deranjează nimeni când cineva se îngânfă ca un demon, când cineva minte fără niciun fel de rușine public, când cineva manipulează o adunare, când cineva batjocorește și înjosește un neputincios. Nu se deranjează nimeni. Tony Campolo era într-o întâlnire foarte largă de studenți și a zis o vorbă urâtă. Nu vreau să o repet aici, că o mai facem și noi când ne deranjează stomacul câteodată. Și imediat, uliu, s-a uitat tot și și-a pus, vai ce urât, și-a zis, va deranja vorba asta rău de tot, nu? Dar faptul că până acum am vorbit de acești copii nenorociți care sunt aici în junglă, chinuiți, nenorociți, îi plouă în paturi, îi mută dintr-o parte într-alta, le pune un plastic peste ei, toarnă apă în lapte ca să lungească laptele dimineața, să le dea la fiecare cât un pahar de spălătură de aceea, nu a deranjat pe nimeni și v-a deranjat că zise eu vorba asta. Păi de asta am zis-o, să văd dacă nu cumva sunteți morți. Dar văd că nu sunteți morți, că v-ați scuturat și când ați auzit vorba asta, semnează că sunteți pe aici, totuși. Acestea sunt valorile noastre. E păcat să mănânc cu neamurile? Vai, ce păcat! Dar să te prefaci, frate? Și Pavel spune, i-am stătut împotrivă căci era de osândit. Când am văzut eu că nu umblă după drept, după adevărul Evangheliei, nu după mine, zice Pavel, când am văzut că nu umblă ca mine. Cine sunt eu, cine e Apollo? Nu are sens să vorbim de noi. Fraților, ce vă uitați la noi, au spus apostolii. Când am văzut că nu umblă după adevărul Evangheliei, acela este standardul al Evangheliei, atunci m-am ridicat să-l păzesc pe omul acela să mai meargă înainte, să nu cadă în prăpastie. Nu știu dacă vă reamintiți povestea lui Filip Arapache când a trecut el frontiera, știți? Într-o noapte de zmoală, pur și simplu, împreună cu colegii lui, deja erau puternic afectați, mintea le era afectată de stres, de frică, de suferință, de zile nesfârșite și s-au oprit așa în mijlocul întunericul acela de zmoală, s-au oprit fără să mai meargă în față și cineva a avut ideea, a luat o piatră de jos și a aruncat-o așa aiurea. Și dânsul mi-a spus, când a aruncat piatra și când nu s-a auzit nimic, ceodată mi-a înghețat inima. Și am stat, și am stat, și am stat, și am stat și într-un târziu aud POC! N-am mai mișcat din locul ăla. Dimineața ne-am dat seama că eram pe marginea prăpastiei. Petru se ridică imediat în dreptul omului ăsta și spune, nu mai fă niciun pas pe drumul ăsta. Încetează să mai joci și de a credința și de a necredința. Sâmbăta ești înger la biserică și sâmbătă seara ești satana în persoană. Încetează! E o nenorocire aceasta. Ai să poți să faci naveta asta un timp. Dar într-o zi n-ai să mai poți să te întorci. Ai să poți să te joci cu propriul tău suflet și să-ți schimbi poziția cum ai schimba o haină, dar într-o zi vei rămâne așa. Știți povestea porcului din românește, nu? Când i-a ars îmbrăcătura aia, a rămas așa săracul. I-a ars pielea, s-a dus, a rămas așa. Pavel se ridică. Se ridică cu putere și spune să nu faci lucrul acesta. Mi-a trimis
un prieten drag de aici, un YouTube, pe care l-ați văzut și dumneavoastră. Mulți l-ați văzut. Cine nu l-a văzut, să-l caute. Un cetățean care merge cu microfonul și întreabă lumea, spuneți-mi și mie acum la sărbători, diferența dintre Paște și Crăciun. Câți ați văzut chestia asta? Da, a văzut mai mulți. Foarte bine, foarte bine. Diferența dintre Paște și Crăciun. Nu știu, maică. Nu știu, măicuță, nu știu. Dar te uiți la biserică în fiecare săptămână, mă duc, maică. Cum să nu mă duc? Postez, fac tot ce trebuie. Am urmărit cu lacrimi în ochi. Am plâns de necaz și m-am gândit și la nenorocita mea de slujbă și de viață. Am zis, nu cumva unii dintre oamenii către care eram dator și pe care eram dator să-i învăț, dacă ar fi intervievați într-o zi asupra unor lucruri poate elementare, nu vor ști, pentru că nu m-am ocupat să zic, măicuță, ia, stai puțin deoparte, uite, știu că ai reumatism, am aflat toate astea, hai să discutăm ceva. Am văzut mai multe cazuri din acestea, dar a fost unul foarte interesant. O doamnă a apărut acolo și când a întrebat-o, bine, dar dumneata, cum ești cu credința? Maică mea a fost adventistă, zice dânsa, dar dumneata cum ești? Zice, eu sunt așa, juma-juma sunt. Cum adică juma-juma? Păi dacă am de lucru sâmbăta, mă țin de ortodoxă dacă am de lucrat, iar dacă n-am de lucrat, mă țin la adventiști. Deci sunt jumate-jumate, în funcție de situația aceasta. Și dânsa nu a răspuns ca să facă o glumă, vreau să vă spun. A răspuns exact ce era în sufletul ei. Dar mă gândeam câți domni cu cravată și doamne îmbrăcate frumos, care poate s-au uitat și au râs de persoana aceea, câți trăiesc același fel de viață. Juma-juma, până nu se schimbă decorul. Câți nu încearcă să meargă în două luntri, știți cum e proverbul acela, și la urmă ele se depărtează. Și Pavel se ridică și îi spune, dacă tu care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum forțezi tu pe alții să trăiască în felul iudeilor? Acesta era începutul credinței. Nu vă produce așa o reacție foarte ciudată când se petrec aici examinări pentru botez sau pentru primire în biserică? Odată chiar am văzut examinarea lui Benone Burtescu aici, am fost aici. Când se produc astfel de examinări, nu aveți așa un fel de, cum să zic, inimă grea sau rea. Vin oamenii din afară la biserică și îi trecem prin ciur și prin dârmon și îi trecem prin furcile caudine, în timp ce între noi, în biserică, sunt păstrați ca membri, oameni care sunt mult mai jos moral decât cei care vin de afară și pe care îi judecăm cu atâta asprime, pe care îi amânăm, îi amânăm de la botez, îi amânăm de la primirea în biserică. În timp ce la adăpostul numelui de membru al bisericii se ascund lucruri grave și grele. Dacă tu care ești în această situație, îi spune Pavel lui Petru, tu trăiești o viață de prefăcătorie, ca neamurile aceasta însemna, cum poți tu să îndemn pe oamenii aceștia să trăiască acest fel de viață? Tu dacă ai fi iudeu, cum îi obligi pe oamenii ăștia să se facă iudei, dacă ai fi iudeu adevărat, iudeu duhovnicesc vreau să spun, nu te-ai fi prefăcut acum pentru că a venit cineva de la Iacov. Foarte bine! A venit de la Iacov, pleacă înapoi la Iacov, oamenii știu de unde a venit, știu de unde a plecat. Noi nu trăim credința pentru că au venit unii de la Iacov și pentru că au plecat unii înapoi la Iacov și spun nu știu ce. Nu. Noi avem pe altcineva, noi avem Îngerul lui Dumnezeu venit aici, Îngerul aproape lui meu care vede pururea fața lui Dumnezeu și eu sunt atent cum vorbesc cu aproapele meu și ce vorbesc despre el. Pentru că nu Îngerul meu doar, dar al lui o să mă noteze ce am spus de el și o să dea raportul acolo. Și o să spună, omul ăsta și-a bătut joc de protejatul meu. De omul de care am eu grijă și a bătut și o persoană asta. Și va trebui să răspund pentru ce am zis. Dacă tu care ești
Iudeu, trăiești ca neamurile. Cum poți forța oamenii ăștia să trăiască în felul iudeilor? Și conclude Pavel, noi suntem iudei din fire, adică din natură, din lăuntru, vrea să spună el, nu pe din afară. Observați pericolul, bineînțeles că versetul 16 parcă pur și simplu sare așa odată în mijlocul imaginii acesteia și spune, totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Și imediat îți spune, ce legătură are cu incidentul ăsta? Păi tocmai aceasta e legătura. Fiindcă oamenii aceia veniseră să răspundă la neamuri, fraților, dacă vreți să fiți mântuiți, trebuie să vă faceți ca noi. Nu i-au luat misiunea bisericii, nu este niciun caz să facă oameni după chipul ei. Pentru că o copie după o altă copie după o altă copie o să se degradeze până când nu se mai cunoaște imaginea. Misiunea bisericii este să ia pe oameni și să-i invite și să-i ducă să le facă cunoștință cu marele lor mântuitor și apoi să se retragă politicos din relația asta sfântă dintre om și Dumnezeu. Să nu încerce să modeleze conștiința cuiva sau să o forțeze în tiparul lui și până nu este în tiparul acela, nu este bun. Nu. Nu. Noi suntem iudei din fire, spune el. Ce-a produs legalismul? Ce-a produs atentatul omului de a se mântui prin faptele lui? Păi avem în acest incident, chiar aici. În primul rând, a produs măști, nu caractere. A fost atâta grijă să apărem bine. Vopseaua să fie în ordine. Aceasta era generația lui Iisus. Voi spălați cu mare grijă partea de afară. Ce se vede? Să nu se audă, să nu se știe. Și dacă se aude și dacă se știe, care va fi diferența când lucrul acela există? Fie că s-a auzit de mine sau nu s-a auzit de mine, lucrul acela există în mine. Și dacă nu s-aude azi, s-aude mâine, și dacă nu s-aude nici mâine, s-aude după ce nu mai sunt, și dacă nu s-aude nici după ce nu mai sunt, se aude la bara de judecată acolo. Oamenii vor rămâne uluiți, își vor pierde respirația când vor vedea ce s-a ascuns sub o haină de preot sau de pastor sau de evanghelist sau de episcop sau de aparent om evlavios. Ce s-a ascuns sub haina aceea, ce șoc a fost când acel trezorier luteran dintr-o biserică luterană, care era un om de onoare, aproape 20 de ani a comis crime în serie. 20 de ani a omorât în stil barbar femei nevinovate, tinere, oameni, în același mod grotesc i-a omorât, a lăsat aceleași semne. Poliția a spus, e ceva care pur și simplu îți răstoarnă mintea. Nu poți să-ți dai seama cum poate cineva supraviețui în o viață de crimă atât de lungă fără să fie prins. Și știți la ce concluzie a ajuns poliția? Foarte interesant. Poliția a spus, omul acesta este un om aparent foarte moral. Așa de bună este masca lui de om moral, încât este imposibil să pună cineva mâna pe el până când la un moment dat el însuși se va da pe față. Asta s-a întâmplat. Într-o zi n-a mai avut astâmpări și s-a apucat și a început să lase prin mașini, prin tracuri, spre exemplu un Bena de la trac a lăsat un mic semn, a lăsat într-o alta la fel și până la urmă au reușit și l-au descoperit. Și în final de la biserică de acolo o hârtie ajunge nu știu unde și se face conexia aceasta. În sfârșit, fratele trezorier, el era acela care omora femei atâta de sălbatic, scria pe oglindă mesaje pe dos pentru cei care veneau acolo și vedeau același mesaj, înnebuneau abieții oameni, sau cineva din familie care venea și vedea mesajul ăla pe oglindă știa că unul din casa lui a fost omorât.
De unde să știi că omul acela care cânta la biserică și spunea rugăciunea frumos la deschidere, la închidere, care poate predica și lumea asculta la ce predica, de unde să poți ști ce se ascunde sub... Știți poezia lui Burtescu, sub haina aparenței, ce se ascunde? Frate, i-a zis Pavel, stop. Iisus, spune Ellen White, nu a mustrat curvia și hoția cum a mustrat fățărnicia. Uitați-vă în Evanghelie, peste tot, peste tot. Ba din potrivă, a spus despre hoții ăștia de vame și despre femeile acelea care... Deci știți ce se va întâmpla? Pentru că au primit Evanghelia, ăștia vor ajunge înaintea voastră în împărăția cerurilor. Iar despre ei a spus morminte văruite, peste care calcă oamenii și nu știu ce e de desubt acolo. Petru strigă la Pavel cu gelozie sfântă. Frate, nu mai merge pe drumul ăsta. Oprește-te, frate. Pavel strigă la Petru, oprește-te, frate. Mă bucur că n-ați adormit. Oprește-te, oprește-te, frate. Drumul ăsta duce la rău. Și gelozia lui Pavel pentru Petru nu este greșit înțeleasă. Cred că l-a usturat, orice injecție te ustură. Și scrie în epistola către evrei, zice, orice pedeapsă pare o pricină de întristare deocamdată, dar la urmă face bine. Observați cu câtă grație scrie el despre Pavel în a doua sa epistolă, unde spune așa, după cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel. Așa scrie el, prea iubitul nostru frate, care te-a făcut de râs în public, nu m-a făcut de râs, frate. A făcut de râs mândria și prostia mea. Pe acestea foarte bine că le-a făcut de râs să le facă mai departe. Pe mine nu m-a făcut de râs, pe mine m-a scăpat. Eu nu mă confund pe mine cu mândria și cu prostia mea. Tocmai am terminat săptămâna asta un studiu cu privire la 1888. Am descris o material pe tema aceasta. Am rămas dând din cap. M-a întrebat cineva în avion, dom'le, nu ai orbit, mai poți să mai citești? Nu, zic, mai, îmi pare rău că uite, ajungem la Los Angeles și n-am terminat cartea, zic, mai aveam puțin, dacă ajungeam. Ce-a fost acolo la Minneapolis, tot vorbește? Nici vorbă despre ce se spune că a fost. Nu. Acolo a fost o cumplită paradă a fățărniciei. Acolo s-a încleștat mândria omului cu slava lui Dumnezeu. Și omul a încercat să trântească în țărână slava lui Dumnezeu în loc să lase să fie trântită în țărână slava lui. Știți cum, ce frumoasă e definiția aceea. Neprihănirea prin credință e lucrarea lui Dumnezeu de a trânti în țărână mândria omului. Nu, acolo omul a încercat să trântească în țărână mândria lui, slava lui Dumnezeu și să pună în loc mândria lui. Și s-a folosit de toate mijloacele inimaginabile. Redactorul revistei Semnele Timpului, om foarte în vârstă pe care Ellen White nu ezită să-l numească, ești bătrân și orb, îi spune. Nu se dă înapoi să mintă cu nerușinare în presă și să scrie, s-a făcut așa, așa, așa. Willie White sare, dispărea și a spus, cum poți să faci așa ceva? Nu-ți dai seama, ai calculat asta ca să duci în eroare atâta lume? Dar nu s-a dat înapoi când era vorba să-și atingă ce era pe dedesubt. Vroia să stăpânească peste conștiințele oamenilor în loc să lase cuvântul lui Dumnezeu să domnească peste conștiințele oamenilor. Președintele de atunci scrie scrisori peste scrisori, una de 40 de pagini scrie. Îi scrie lui Ellen White și întâi încearcă și o bate pe spate ușurel, o mângâie și spune, fabrică tu o mărturie împotriva ăstora doi, al lui Jones și Wegener. Fabrică tu o mărturie și citește-o și e liniște după aceea. Și Leonet a spus să fabrică așa ceva? Fai de mine, cum se poate așa ceva? Dar tu așa crezi că sunt lucrările acestea fabricate pentru așa ocazii? O, când a văzut că ea refuză să fabrice așa ceva, s-a ridicat împotriva ei și a amenințat-o ca un mafiot. Ca un mafiot! Șantaj de tip mafia! Pavel spune, fusese răprinși în lațul fățărniciei. Mai mulți iudei fusese prins Barnaba, îi ducea satana pe toți cu lațul fățărniciei. Acesta este produsul legalismului. Fățărnicia
frica de oameni, masca, aparența, văruiala, spoiala. Până la prima ploaie, Mântuitorul și-a început predica aceea minunată pe munte. A vorbit lucruri care poate că nu se vor sfârși decât pe nou pământ. Cu adevărat, cu adevărat, cred că niciodată nu se poate epuiza. Predica aceea de pe munte trebuie să rămână, pentru că nu e vorba doar de pământul acesta, este vorba de întregul univers al lui Dumnezeu, guvernat pe principiile iubirii. Și pune la un loc proeminent și extraordinar, ferice de oamenii aceia cu inima curată. Ei vor vedea pe Dumnezeu. La aceasta El să ne ajute. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, stăm înaintea Ta să-ți mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai deschis în această seară și pentru lumina pe care ai dat-o sufletelor noastre din acest cuvânt. Doamne, Tu ne-ai spus cum trebuie să fim, dar noi nu suntem așa. Noi stăm înaintea Ta nu ca niște oameni sănătoși, ci ca niște oameni bolnavi. Avem o singură mângâiere, Doamne, aceea în care Tu ai spus că cei bolnavi au trebuință de doctor. Nu stăm înaintea Ta, Doamne, ca niște învingători, ci ca niște înfrânți. Și Tu ai spus că ai venit să cauți și să mântuiești ce era pierdut. Noi suntem pierduți, Doamne, în privința aceasta. De aceea stăm înaintea Ta și Te rugăm, braț al Domnului, nu Te odihni până când nu vei câștiga în totul inima noastră pentru Tine. Până când nu vei putea să spui despre fiecare inimă în parte, ferice de cel cu inima curată. Doamne, prin puterea noastră suntem căzuți, dar prin puterea Ta mai mult decât biruitori. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru înalta pildă a vieții Tale, pentru puterea pe care o reverși asupra noastră și a vieții noastre și mai ales pentru că Tu ești acela care stai în dreptul și în numele nostru în prezența lui Dumnezeu. Ne bucurăm enorm, Doamne Iisuse, să Te avem pe Tine acolo. Deja locuim în locurile cerești în Tine. Rămâi dar în mijlocul adunării noastre iubite, rămâi în fiecare familie în parte, Tatăl nostru. În fiecare viață și în fiecare inimă și nu ne lăsa noaptea aceasta să dormim somnul nepăsării, ci frământă, Doamne, conștiința noastră până când Hristos va lua chip în ea. Fie binecuvântat numele Tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.